George ne întreabă câte triunghiuri reflectorizante și veste trebuie să avem în mașină ca să nu primim amendă. Eu am listat și legea, adică ordonanța de urgență numărul 195 din 12 decembrie 2002, privind circulația pe drumurile publice, care reglementează acest lucru și ne spune că pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau forestier și tramvai, trebuie să fie dotat cu o trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate. Legea nu prevede vestele reflectorizante, acestea fiind facultative în România. Recomandăm să aveți și două veste reflectorizante în portbagaj, dar nu veți primi amendă dacă nu le aveți. Trebuie să mai țineți cont și faptul că dacă ieșiți din țară, în Ungaria sau Austria, de exemplu, sunt obligatorie și vestele reflectorizante și în mai multe țări europene. Ce trebuie să știți referitor la omologarea acestor produse, trusă medicală, triunghiul și stingător de incendiu, este faptul că acestea trebuie să fie omologate. Pot fi omologate de către RR, dar sunt ok și dacă sunt omologate în altă țară europeană și are numărul de omologare trecut pe produs. Dacă mai aveți întrebări, sugestii sau neclarități, puteți să scrieți în comentarii și vom analiza aceste lucruri și le vom clarifica.